Atenție, participanți la trafic! Polițiștii rutieri vor fi la datorie pe drumurile publice din țara Făgărașului și în acest weekend. Așadar, regulile de circulație nu trebuie încălcate pentru a nu cădea pradă rigorilor legii. În următoarele zile, principalele activități ale oamenilor legii vor fi sancționarea șoferilor care nu acordă prioritate, care depășesc viteza legală sau care comit alte fapte de natură să-i pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic. Acest weekend, lucrătorii biroului rutier Făgăraș, în colaborare cu lucrătorii celorlalte birouri din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș și secțiilor de poliție, vor desfășura activitățile specifice pe toate sectoarele de drumuri din zona Făgărașului. În acest sens, vom desfășura activități pe linie de viteză, neacordarea priorității pietonilor, cât și depășirile regulamentare. Așadar, pentru a avea un weekend lipsit de evenimente nefericite, trebuie să țineți cont de sfaturile oamenilor legii. Aceasta indiferent dacă sunteți șoferi de autoturisme, de mopede, motociclete, biciclete sau pietoni. În anii trecuți am constatat faptul că majoritatea evenimentelor rutiere produse pe drumul național, drumurile județene și drumurile comunale din zonă sau datorate în special vitezei neadaptate, deci grabei conducătorilor auto. În general, aceștia fiind tineri, recomandăm o prudență sporită. Drumul public nu este un loc de joacă și în cazul unui eveniment rutier riscați a fi implicați atât dumneavoastră, a fi vătămați corporal atât conducătorii auto cât și pasagerii vehiculului în care se află. Pentru pietoni, folosirea drumului public în mod prudent, traversarea acestuia prin locurile special amenajate și pe o prealabilă asigurare, iar conducătorii de mopede, posesia permisului de conducere, inspecția tehnică a vehiculului și asigurarea acestuia și o atenție deosebită, deoarece uneori conducătorii de vehicule nu sunt atenți că și mopediștii și motocicliștii sunt participanți la trafic. Nu puține sunt accidentele în care neatenția sau viteza au dus la adevărate tragedii.